Salutare, oameni buni, și bine ați venit pe canalul meu și bine v-am găsit la grădina mea, de la grădina mea de aici. Astăzi aș vrea să plantez niște fasole din aceea verde și să vedem ce reușesc să mai plantez. Poate o să plantez și niște ridichii, că vreau de mult să le plantez, dar nu am mai avut timp, au rămas acolo și nu le-am mai plantat. Dar astăzi mă pun pe treabă. Mai întâi trebuie să sap terenul, pentru că a început să crească buruianul mare acolo și va trebui să-l sap ca să pot să plantez. Înainte să sap terenul ăsta de aici, mai întâi m-am gândit să jumol buruianul ăsta care pot să-l jumol ca să-l dau la găini, că e păcat de el să-l sap și să-l amestec cu pământul. Așa îl dau la găini, oricum mănâncă găinile, clar. Silent nights recalling.
Așa că le-am pus mâncare la găini, le-am aruncat și iarbă verde, le-am pus și apă curată, frumos. Însă nu l-am mai spălat de mult și a trebuit să le spăl, că erau verzi, deja făcuse alge, foarte multe alge și era urâtă apa. Așa că le-am pus și lor apă proaspătă și curată. Au două astea cu apă aici. Așa stau și ele liniștite aici, mănâncă și ele, beau apă curată, proaspătă. Așa trebuie să îngrijite animalele. Bine, se mai întâmplă și la mine că le pun odată la două zile, dar din cauza că nu prea am timp. Dar au mâncare tot timpul, au apă tot timpul și le ajunge. Tocmai ce am reușit repede să sap bucata asta de teren, unde vreau să pun fasole, unde crescuse buruianul, deja era mare. Și acum vreau să pun fasole asta, fasole verde. Dar ia uitați și voi ce vine, s-a schimbat timpul și deja a început să picure. Dar eu sper să reușesc să o pun, așa că de-aia nici nu prea am mai filmat, pentru că am făcut mai multe paci în grădină și n-am mai filmat pentru că mi-e frică că deja începe ploaia și mă apucă ploaia. Așa că o să mă apuc repede să fac șanțuri pe aici și să încep să pun fasolea. E bine că plouă, că așa o să se prindă și fasole. Ce vreau eu să vă mai spun? Contează foarte mult terenul să fie bine lucrat, bine săpat. Așa nu va mai ieși buruianul înaintea a ceea ce plantez. Cum ar fi în cazul meu fasolea, știi? N-o să fie riscul să iasă buruianul înaintea fasolei. De aceea terenul, dacă e lucrat foarte bine și mărunțit bine, buruianul nu o să mai iasă așa repede. Uite, să vă dau un exemplu la fasolea asta. Deci de când am pus-o, ea deja a ieșit mare și buruianul încă nu a ieșit. A ieșit, dar a ieșit smocuri foarte mici. Dacă lucrezi bine terenul, buruianul nu o să iasă așa repede. De aceea contează și foarte mult să lucrezi bine terenul. Eu am văzut-o pe experiența mea și am văzut ce înseamnă. Că a fost în unele cazuri în care nu am săpat bine terenul, am plantat direct și buruianul deja ieșise mai repede decât ceea ce am plantat. De aceea, dacă tu lucrezi bine terenul, nu mai ai problema asta să-ți iasă buruianul înainte.
Așa, se pare că timpul mă lasă să mai fac treabă, deși este înnorat, dar încă mai reușesc. Am reușit să plantez fasolea, acum să plantez niște ridichii, îmi plac foarte mult aceste ridichii frumoase. Astea ies repede, foarte repede, așa că mă pun repede să plantez și pe astea. Și să vedem, cred că asta este tot pe ziua de azi, dacă nu vine ploaia. Dacă nu vine ploaia, să vedem, poate mai fac câte ceva faci pe la grădină, că sunt multe de făcut, dar nu e timp, așa că vedem. Am făcut decât 4 rânduri de fasole, a rămas să le acopăr. Mamă, dar ce bine că adie vântul ăsta și așa răcoare și bine. Uite, ce nori negri sunt pe acolo, da? Cred că ocolesc norii ăștia, că așa s-a întâmplat mai mereu. Aici n-a plouat, în alte părți a plouat, dar rupt. Dar, în fin, asta e. Avem cât am cu ce să ud, e bine. Asta nu mă vai. Dar tot mai bună e apa de ploaie. Apa de ploaie face minuni. Nu e ca apa aia care o scos tu din râu și uzi cu ea. Apa de ploaie, apa de ploaie. Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. Am și acoperit frumos toate rândurile, rândul de fasole și de rândurile de fasole și ăsta de ridichii. După cum ați observat, am pus la început apă pe rând ca să germineze mai repede fasolea și ridichile. E mai bine să pui de desubt apă și după aia să acoperi cu pământ și deasupra nu mai pui deloc. Că așa germinează mai repede. Că dacă pui pe deasupra apă, o să facă acea coajă pe deasupra și iese un pic mai greu. Exact cum s-a întâmplat și aici, la fasolea asta, care săraca până unele locuri nu prea a ieșit din cauza asta. De aceea asta am făcut greșeala, că nu am pus înainte apă de deasupra și după aceea s-o fi plantat fasole. Dar asta e, mai greșește. De fapt, am uitat. Asta e, am uitat, am pus pe grabă și am uitat să punem apă pe rând mai întâi și după aceea să punem fasolea. Dar oricum, a ieșit și așa. Nu știu dacă mai avem de completat, mi se pare că nu mai avem să completăm, dar o să completăm cu alt tip de fasole. Că e urât să rămână rândul așa, rândele așa necompletate. Așa că să vedem astăzi, nu știu, nu mai... trebuie să mă duc și eu să mănânc, că e târziu. Așa că ziua de azi... cam gata, așa că o să fac în altă zi, o să mai plantez așa, o să mai pun pe unde lipsește și să nu rămână rândul necomplectat. Aici văd că plantele de dovleci au început să dezvolte frumos, chiar îmi place, chiar mă bucur, deși n-a ieșit peste tot, dar e ok și așa, dovlecii. Oricum, sunt destule. Am una aici, 2, 3, 4, 5, 6 cuiburi aici și cu asta de aici care vrea să mai iasă 7, 8, cam 9 cuiburi de dovleci, dovlecei. E de ajuns, eu zic că e de ajuns și chiar dacă a ieșit. Și mai avem aici dovleci, dovleci din aia mari, de este dovleci galbeni, frumoși de aia, dar îi pui la cuptor să-i coți sau să faci plăcintă și astea. N-am făcut niciodată plăcintă, dar uite, anul ăsta o să încerc să fac plăcintă din dovleci, am să încerc și eu să vedem cum e, că nici n-am mâncat niciodată, nici n-am făcut, dar am să încerc.
Așa că o să închei clipul aici, oameni buni, cam asta este tot. Nu am făcut mare lucru, adică nu se vede că am făcut mare lucru, da. Eu am avut și alte treburi pe aici, dar nu am stat să filmez tot timp, că nu pot să stau să filmez chiar orice. Filmez și atunci când îmi vine în minte să zic, bă, hai să mai filmez ceva, ca să vă mai arăt și vouă. Ia uite roșiile, deja au început să înflorească, ia uite ce floricele frumoase, au început deja să înflorească, păi ce să mai e, cred că poate mâine dacă e timp frumos, nu se știe cum o fi în seara asta, dacă o să plouă, sau dacă o să plouă mâine, nu știu cum o fi timpul, dar dacă nu plouă, cred că mă gândesc să le, deja să le fac, să le adun pământul lângă ele, așa, să le sap frumos, să le adun pământul așa frumos, să încep să fac șanțuri, că așa pe șanțuri o să punem apă. Bine, la astea cred că o să rămână așa, dar o să-i fac un șanț lângă, frumos, așa. A, uite bă că a început să iasă sfecla, dar e amărâtă săracă, uite acum văd aici. Dar ce a ieșit? Trei fire. Poate dacă plouă o să iasă mai multă, în fine. A, uite, la fel și la ardei, ardei trebuie să-i fac să adun pământul lângă. Da, deci este de muncă. În fine, e de muncă la grădină, după aia trebuie curățate roșiile. Că na. Bă, dar ce s-a întâmplat? Au făcut niște musculițe pe ele. Cred că trebuie să dau cu sulf, cu sulfat de cupru. Mâine o să dau și pe astea cu sulfat de cupru, că azi n-am avut când. O să dau cu sulfat de cupru și pe astea. Ia uite salata ce frumos s-a dus, ia uite. Peste câteva zile, dacă mai durează, să mai dă căldură și astea, o să iasă și salata asta, o să facă frumoasă. Deja aia la altă s-a prins, care am pus-o ultima. Numai bun. O să mâncăm salată. În fine, am să închei aici clipul. Cam asta este tot pe ziua de azi. Așa că dacă apreciați munca mea și tot ceea ce fac, lăsați și voi un like, dați o distribuire să vadă și prietenii voștri. Și nu uitați să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o și sunteți noi pe acest canal. Apăsați și clopoțelul să fiți notificați de fiecare dată când postez un nou clip. Și eu vă mulțumesc pentru vizionare. Să ne vedem cu bine până data viitoare. Numai bine, sănătate, pa, pa, oameni buni! Just to know what you need.